La Jocurile Olimpice din acest an, Ionela Cosmiuc a obținut alături de Janina Van Groningen medalia de argint la dublu vâsle feminin, categorie ușoară. Vicecampion olimpic la Tokyo, Marius Cosmiuc a terminat pe locul 5 la Paris cu barca de 8+1, bifând totodată a patra participare olimpică. În cartierul sucevean Burdujeni Sat, Mariana și Gelu Cosmiuc s-au pregătit așa cum se cuvine pentru mult așteptata reîntâlnire cu Ionela și Marius. Uitați cu ce aștept, cu un tortuleț dedicat lor și cu de toate. Friptura, ciorba rădăuțeană, salată biof. Deci ce le pregătesc, ei sunt mulțumiți. Emoțiile sunt foarte mari. Deci mai ales la așteptare și așa o așteptare, deci chiar am emoții. Îi așteptăm cu emoții și cu bucurie și pregătire cam de toate avem. Cam de toate. Să fie bucuroși, să fie sănătoși și după aia să vedem ce să fie. Au fost emoții, da. Au fost. Și la Olimpiada au fost și acum la Campionatul Mondial. Tot așa a fost. Da, nu se poate să nu fie emoții. Mai ales dacă ai noștri, copiii noștri, trebuie să fie emoții. Nu putem sta așa nepăsători. Cine trage? Trage cineva care e campion. Și copiii noștri și trebuie să ne bucurăm pentru ei. Ionela și Marius au ajuns târziu în noapte la volanul noii mașini primite de la Fundația Ion Țiriac, o mașină similară cu cele oferite campionilor olimpici. Asta pentru că la câteva zile de la argintul olimpic, Ionela a reușit să câștige și aurul mondial. Cei doi au fost întâmpinați de rude, dar și de numeroși prieteni și vecini. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați așteptat în această seară, înseamnă foarte mult pentru noi. Că, nu știu, oriunde ai fi apreciat în lume, nu se simte ca acasă. Adevărat, mulțumim tuturor. Noi vă mulțumim. Și noi am fost foarte nerăbdători să ajungem acasă. Am călcat cât am putut pedala, dar... La mașina asta nouă, alimentarea durează mai mult. Bine, te-ați ajutat bine. Da. Vă mulțumim că ne sunteți alături. Da, mi-ați ajutat.